Cu foamea nu te pui, fie că sărbătorim și nu avem timp sau chef să gătim, suntem la birou și ni se face foame sau am ajuns acasă și nu mai avem puteri să stăm la bucătărie. În oricare din aceste cazuri, două dintre soluții sunt să mergem la restaurant sau să apelăm, de exemplu, la servicii de catering. Așadar, ce aleg mai des moldovenii și care sunt bucatele cele mai întrebate, aflăm în continuare de la președintele Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova, Aneta Zasavitski. Bine ați revenit în platoul Telemagazin, că ne-am mai văzut aici oricum. Bine v-am regăsit. Cu mare, mare drag. Vreau să vă întreb, ce preferă mai mult ultima perioadă moldovenii? Să meargă în local să-și servească masa sau să apeleze la servicii de livrare? Cred că nu se compară timpul care se petrece în restaurant și atmosfera pe care o ai în jur, în afară de gustul bucatelor. Bineînțeles că pentru anumite seri sau sărbători se preferă de a merge în localuri. Însă, în ultima perioadă, post-pandemică, să zic așa, a crescut foarte mult rata vânzărilor pe online, ceea ce presupune delivery, catering, mese festive acasă cu bucate de restaurant, office lunch-uri la birouri, ba chiar mai mult, și box lunch-uri pentru copii livrate la școală, când au câte o pauză mai mare. Este în creștere, ceea ce bucură, înseamnă că... A crescut și încrederea cumva. A crescut încrederea în serviciile de livrare, a crescut consumul din punct de vedere că deja persoanele economisind timp pot acceda la bucatele din diferite restaurante, chiar dacă anterior nu reușeau să-și planifice o vizită la restaurant. Timpul este foarte... prețios în da, ziua de astăzi. Cu siguranță. Foarte multe din cazuri, de exemplu, chiar cum am menționat și un pic mai sus, e comod să faci o livrare sau să aștepți o livrare decât să mergi într-un restaurant să mănânci. Deși și atmosfera de acolo, cum ați menționat, nu poate fi comparată cu bucatele care sunt aduse acasă. Acum vreau să mă întreb la capitolul sau un raport dintre livrări și catering. Ce prevalează mai mult? Ce preferă mai mult moldovenii? Livrarea sau catering? Pentru că și catering în ultima perioadă am observat că este destul de acceptat. Da, într-adevăr, catering-ul a început să-și ia o amploare mult mai mare și chiar poate să fie mai accesibil și din punct de vedere financiar al cumpărătorului în perioada pandemică, când erau limitate evenimentele, manifestările conform metrului pătrat, numărul limită de persoane, locații, aerisiri, și atunci foarte mulți accedau la serviciile de catering, poate în spații mult mai mari, care nici nu presupuneau a fi spații de deservire, de evenimente sau de restaurant. Acum însă diferența este foarte mică între un simplu serviciu de livrare și catering. Diferența este doar în amenajarea mesei. Catering-ul presupune și prezența unui ospătar care ar amenaja, ar avea grijă de oaspeții care se află la acel eveniment. Însă diferența deja nu prea este. Dacă vorbim de o masă, nu știu, cu oaspeți la cină acasă, cred că nu mai accedăm la catering și facem o livrare mai sănătoasă. Da, există o anumită perioadă din an în care livrările și cateringul devine mult mai solicitat? Da, bineînțeles că este perioada sărbătorilor și a sărbătorilor festive, nu doar religioase, precum Revelionul, sărbătorile corporative de Revelion, îngăști mai mici, mai mari, acced la diverse servicii, fie delivery, fie catering. Este o majorare de vânzări din partea Horeca. Este o perioadă până la jumătatea lunii ianuarie plină de lucru. Merge bine. Asta contează. Acum vreau să vă întreb dacă cunoașteți un anumit procentaj, pentru că în pandemie a fost un boom cumva de livrări. Trebuie să recunoaștem acest lucru și food delivery a devenit cumva un lucru absolut necesar pentru toată lumea. Ziceam, cu foamea nu te pui. Care este procentajul acum? A rămas la același nivel sau a mai scăzut un pic?
Nu, ba mai mult, cred că se menține și crește continuu și datorită platformelor care prestează servicii de livrare, pentru că joacă și ei rolul în calitatea serviciilor, ce ține de rapiditate, curățenie, amabilitatea șoferului și etc. A crescut, dacă până la pandemie vorbeam de maximum 15% din totalul de vânzări a unui local se bazează pe livrări, acum putem zice că nu mai puțin de 25%, practic aproape dublu, reprezintă vânzările pentru delivery. În pofida faptului că consumabilele pentru livrarea produselor, ceea ce ține de ambalaj bio, multe chestii, sunt mult mai costisitoare uneori decât produsul în sine, dacă e să vorbim de un food cost a produsului. Dar se merită un produs care vine Sigur. Bine ambalat și arată bine și mai este și pur ecologic pe ceea ce pune accentul întreaga omenire în ultima perioadă. Sigur. Oricum, adică te face să revii la acel restaurant. Vorbind de anumite bucătării, pentru că avem o grămadă în acest sens și avem bucătării din toate colțurile lumii, mi se pare, în Chișinău și nu doar. Care sunt cele mai solicitate? Cu excepția bucătăriei japoneze. Pentru că știm că bucătăria japoneză, de exemplu, sushi, sunt solicitate maxim. Dar care ar fi, hai să zicem, dacă e să facem un top mic așa, care ar fi ele? Noi, cei din Horeca, avem o glumă că dacă într-un restaurant italian în Republica Moldova există poziția de mămăligă în meniu, cu siguranță este cel mai vândut produs. Deci, cu siguranță, plăcintele și sarmalele în perioada sărbătorilor sunt cele mai întrebate pentru livrare. Probabil din considerentul că este ceva al nostru și din punct de vedere gustativ și a ritualurilor de sărbători, dar și sunt anevoioase în timpul preparării, trebuie să ai timp. Deci vorbim de plăcinte, sarmale, la un interes mare pelteaua a început să devină pentru livrare, da? Cu precomandă de una-două zile, bineînțeles, nu în decurs de o oră. Și nimeni nu exclude cărnița, care sunt cele mai de porc, de vită, pui mai puțin, puiul este de găsit oriunde și ușor de gătit ușor și de acasă, gătit, da. Rețete multe, deci, totuși nu se compară când e gătit de un bucătar meseriaș. Da, cele mai la căutare sunt bucatele care necesită timp în preparare și trebuie să le mai găsești o parte bună din acea carne. Aneta, îți mulțumim mult pe această cale și te așteptăm să revii să mai discutăm și alte subiecte legate de domeniul Horeca, pentru că sunt multe. Și eu vă mulțumesc și sperăm să ne întâlnim cu noutăți pozitive. Cu siguranță. Sărbători frumoase anticipat. Mersi mult.